Vrei copilul tău să vorbească în engleză? Înțelegi că în viitor aceasta îi va oferi multe perspective, dar nu știi când și în ce mod să înceapă studierea? Am pregătit câteva sfaturi care te vor ajuta să crești un poliglot. Integrează-le în rutina voastră și ai grijă copilul să învețe cu plăcere. Sfatul 1. Faceți conexiune între hobby-ul copilului și engleză. Studierea englezei trebuie să devină o parte din ceea ce copilul iubește. Dacă îi place să picteze sau practică activ sportul, învățați împreună cum se numesc instrumentele utilizate. Iar dacă copilul este pasionat de jocuri pe computer, propuneți-i să joace în varianta engleză, nu în cea adaptată. Sfatul 2. Alegeți să vizioneze desene animate în limba engleză. Eroii desenelor animate au un limbaj simplu, de aceea dacă copiii nu înțeleg anumite cuvinte, emoțiile îi vor ajuta. Pentru nivelul începător, recomandăm Olivia, Winnie the Pooh, Arthur și Franklin, iar celor care dețin un nivel mediu să-și diversifice vorbirea cu expresiile idiomatice și slang-ul din The Simpsons. Lista cu site-urile și canalele YouTube le găsiți în comentarii. Sfatul 3. Îmbunătățiți vocabularul prin intermediul aplicațiilor de joc educativ. Majoritatea copiilor sunt pasionați de jocuri pe smartphone sau tabletă. Dacă totuși îi oferiți acces la aceste dispozitive, optați pentru aplicații utile. Printre cele mai bune sunt LinguaLeo, Memrise și Word. Le găsiți în comentarii sub acest filmuleț. Sfatul 4. Optați pentru cât mai multe activități distractive și educative. Citiți cărți în limba engleză. Le găsiți în librării fie online, pe Children's Library, Oxford OU sau Story Nori. Și nu doar. Jucați jocuri de rol la magazin, la restaurant, la zoo, în autobuz. Jucați-vă cu cartonașe și cubulețe pe care sunt reprezentate diferite cuvinte și imaginea respectivă. Cântați în engleză cu subtitrare sau karaoke. Jucați în grup. Show me, crocodile, what's missing, is it true or not? Sfatul 5. Învățarea fără recunoașterea greșelilor nu este posibilă. Ultimul sfat este să fiți foarte atent la critică. Criticați doar după metoda sandwich. Esența acestuia este că la început îl lăudați pe copil, apoi îi spuneți unde a greșit și încheiați pe o notă pozitivă. Spre exemplu, ai început foarte atent să scrii în engleză. Ai comis doar câteva greșeli ortografice. Restul cuvintelor le-ai scris minunat. În așa fel, copilul se va simți mai apreciat și va tinde să-și corecteze greșelile. Recomandăm să începeți studierea englezei de la o vârstă fragedă, deoarece doar așa va vorbi ca un nativ. Spre deosebire de maturi, copiii nu caută paralele în limba maternă, ci gândesc în limba străină. Totuși, având aceste metode la îndemână, înțelegem că nu este ușor să o realizați singur ca părinte. Având 10.000 de studenți instruiți în peste 17 ani de experiență, vom ajuta și copilul tău să învețe cât mai eficient. Vă așteptăm cu drag la Quo Vadis. La noi e simplu să înveți la orice vârstă.